Cred că nu pot. Dani, să-l uitai sub asta, că e ce mișto. E ok? Da. Ne aflăm în a cincea seară de proteste aici în piața universității. Se pare că la această oră nu mai sunt atât de mulți manifestanți. Totuși ei scandează afară, javră ordinară. Au venit cu idei noi, cu afișe noi. Să vedem despre ce este vorba. Trebuie să... Ce aveți aici? Pomana lui Băsescu. Ce părere aveți, Emil Boc, pe un post de televiziune, pe unul TV, a spus în seara aceasta că nu are să le dea bani românilor, nu-și dă nici demisia, dar are să le dea investiții. Nu, dacă n-ar investi în mașinile lor și în averile lor, cred că ar avea, dacă n-ar investi în averile lor. Mulțumesc. Să facă banii în pământ, în agricultură, să facă pâine. Câmpul a rămas nearate. Ridică prețul la motorină când vine primăvara. Și am vândut petrolul. Pe cât? Petrolul românesc. Să revină la legea monopolului, care textul îl avem în Hamangiu, volumul 9. Legea monopolului de stat să înființeze un Consiliu de Stat, un Consiliu de Miniștri. Am cerut, am notificat, am sugerat, am rugat să se constituie un Comitet Național Anticriză. Și primii care au obligația să vină lângă piață, să medieze dialogul, sunt președinții Consiliului Județene din România, care sunt aleși de popor. Îi așteptăm lângă noi. Primii care se lovesc cu legea 410 de a institui măsurile de austeritate. Și am criticat această 410 lege trecută cu încălcarea procedurilor legislative. Peste noapte, la o schemă a lojei masonice, au impus o lege criminală pentru poporul român pe care o respingem. Protestele sunt începute de mult. Am cerut medierea Curții Constituționale. Au respins legea cu eutanasierea câinilor. Au acceptat drept constituționale legea cu care acest guvern condus de premierul Traian Băsescu de la Cotroceni își impune să asasineze milioane de români. Spunem un nu categoric. Acest program de guvernare, Traian Băsescu, Stolojan, și invităm la dialog. Cerem partidelor parlamentare care sunt lângă popor, să cred că reprezintă poporul, să declare grevă poamei, cum am declarat-o și noi, grevă parlamentare, și să declanșeze procedura de pregătire alegerilor anticipate, de convocare alegerilor anticipate. Nu-l vreau pe Orban în piață, nu-l vreau pe Crin Antonescu, pe niciun politician. Acolo în Parlament să convoce sesiunea extraordinară și să decide încotro se îndreaptă România. Și nu mai vrem, indiferent cum se numește primul ministru, ca România, guvernul sau autoritățile să negocieze în genunchi cu Fondul Monetar Internațional. Resping pe această cale acuzele aduse tineretului pentru seara de duminică seară și acuz implicarea serviciilor secrete în diversiunea creată cu rolul de a sparge această piață. Pentru președintele României să-și amintească că 19 mai l-am adus aici în piață. Nu l-am lăsat să-și dea demisia când i-au cerut-o loja masonică și l-am adus în fața poporului. Poporul l-a votat, tinerii ăștia l-au votat. Astăzi acești tineri spun, bătaia de joc trebuie să înceteze, guvernul trebuie să plece și să mergem la consultare populară. Băsescu să plece. La Parlament opoziția într-un dialog. Nu știu ce e problema dumnealor, dar noi am cerut dreptul la viață, libertate, demnitate și am fost tratați cu gaze, cu substanțe toxice de luptă. Nimeni n-a avea voie să facă ce a vrut în piața libertăților publice. În 10 decembrie, de ziua Constituției,
și în ziua de duminică în această piață. Nimăna. Și pentru ceea ce s-a întâmplat, președintele Băsescu să-și depună mandatul să meargă în fața poporului. Vrem anticipată. Poporul este suveran în propria țară. Iar la discuțiile cu PNI-ul să ceară bani, dar justificat, pentru copii, pentru sănătate, pentru bătrâni și pentru programe agricole. Nu pentru gașca de deturnează și duc apară. Vrem să știm ce s-a făcut cu suma aia din împrumuturi. E dreptul legitim al poporului, al celui ce plătește zi de zi o taxă mai mare. Deci îi transmitem domnule Băsescu să vină la consultare cu țara, să-și depună mandatul și alegeri anticipate. Ce crezi? Mâine...